Pașii mei și amici și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Panfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lângă Cirene, și romanii întreagă, iudei și bruzeniți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind de limbile noastre despre faptele minunate a lui Dumnezeu. Face-ți-e cititorule și Duhului tău. Așezut Iisus între ei și a grăit cu glas mare zicând: cui este sete să vină la mine și să bea? Celui ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-l primească toți cei ce cred în El. Pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, Iisus încă nu se preamărise, deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul, alții ziceau: acesta este Hristos. Iar alții ziceau: oare din Galileea va să vină Hristosul? N-a zis oare Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David și din orașul de Betleem, de unde a fost și David, și astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru el? Iar unii dintre și voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul. De servitorii templului au venit înapoi la căpetenile lor și la farisei. Aceștia i-au întrebat: de ce nu l-ați adus? Dar servitorii au răspuns: niciodată nu a grăit un om ca omul acesta. Atunci fariseii le-au zis: nu cumva și voi ați fost amăgiți? Nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar blata aceea care nu știe legea este blestemată, ziceam ei.
slujnicul din cel care venise noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, le-a zis lor, oare legea noastră o osândește pe om fără să-l asculte mai întâi și fără să știe ce a făcut? Dar ei au răspuns și i-au zis, nu cumva și tu ai fost amăgit de Galilean? Cercetează și vezi că proroc din Galileea nu s-a ridicat. Și s-a dus atunci fiecare dintre bătrânii și înțelepții poporului la casa sa. Iarăși le-a vorbit Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel care mă urmează mie nu va umbla întuneric, ci va avea lumina.